Hei YouTube, eu sunt 96 și jucăm Far Cry 3. Jocul presupun că a ajuns pe la mijloc și na, sper să-l pot termina cât de curând posibil. Vreau să vă spun că încă de la început, dacă vă place ce fac și astea, videourile tot, dați like, adică cui mei. E foarte ușor să dați like, să vă abonați și pentru mine chiar contează. Cam asta a fost cu bătălia asta de forță și acum mergem să facem misiunea. Mergem cu ATV-ul, șmecherie pe felie. Sincer, urăsc pingurile astea, sunt cele mai plictisitoare din tot jocul. În schimb, bătăliile și toate sunt cele mai șmechere pe care le-am văzut până acum. A, păi până ajung eu la ăla. Se aude sunetul ăsta, se aude exact ca la Nitro. La mașinile de curse. Au. Da, exact. Motoscârța în acțiune. Să vedem ce mai vrea și ăsta aici. Opa, văd că nu e mea asta, eu acum văd. Și asta nu-i bine deloc. Ce-i aici, bă, frate? Teroare. Misiunea asta mi-aduce aminte de o misiune din Far Cry 1, când eram pe o navă, pe la începutul jocului. Aoleu, acum începe războiul. Son of a...
Search the area. Get a grip. You're just looking. Încă unul jos. Get the grip. What happened here? Must be some rebels screwing with us. This is gonna fail. Dă-mă, dracu. Hai că a fost destul de aproape, dar totuși e chiar grea misiunea asta, să-mi bat piciorul. Dar bineînțeles, acum e și seara. Acolo-s doi. Cam greu. Bă, ești nebun, dublu hit. Că sus odată, ha? Iar avem un heavy. I-o dat numai la cap. Și am făcut nivel. Adică, nu nivelul, dar i-am omorât pe tot. Nowhere to hide.
bet the location of that knife's on this computer. Here it is. That compass must be important. Maybe it'll lead to the knife. Hurry up, you piece of crap! Are you kidding me? Rise and shine. Come on. Now the woods are lovely, dark and deep, ain't they? Get the fuck up! Come on! There you go. You found my project? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear. Entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent. Very good. Now, research says follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, Sam. Keith needs me. All right? Toodles.
Let's go! Knew where I was supposed to go. Why didn't Jason, you just tell Jason, me? Jason, Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody Japs, right? They form a special unit of, you know, to try and find, like, lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for? Fuck. No. I should cane you for that. I really should. But you know what? I won't. I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang.
This flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. That bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. I'm gonna kill that motherfucker.